Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi aș vrea să vă propun să vedem cum anume efectuăm operații cu intervale de numere reale. Știm că intervalele de numere reale sunt mulțimi de numere reale, așadar, aceleași operații pe care le efectuăm la mulțimi, le vom efectua și cu intervalele de numere reale. Și anume, 1. Reuniunea notată cu U. 2. Intersecția. Un întors și 3 diferența cu sau minus normal. Pentru că operațiile cu intervale sunt un pic mai dificile decât cele cu mulțimi, unde nu putem să scriem toate numerele, de aceea au apărut intervalele acestea de numere reale, pentru că nu putem să scriem toate numerele reale și atunci le scriem între două paranteze, având ca reprezentare geometrică un segment sau o semidreaptă. Din această cauză este mai ușor să facem reprezentare atunci când vrem să facem operațiile cu intervale. Și pentru aceasta o să vreau să luăm un exemplu pentru a înțelege mai bine. Și vom lua două intervale, intervalul 1, interval semideschis la stânga, minus 5, 2 și intervalul I2, interval închis 0, 7. După cum am spus mai devreme, intervalele reprezintă mulțimea tuturor numerelor reale cuprinse între cele două capete. În cazul primului interval, capetele sunt minus 5 și 2. Pentru că nu le putem scrie pe toate, nu le putem numi chiar pe toate, atunci le scriem între paranteze, primul capăt, al doilea capăt, reprezintă toate numerele între acestea, da? Iar intervalul al doilea are drept capete pe 0 și pe 7. Am zis că este mult mai simplu să facem reprezentarea geometrică și anume luăm axa numerelor reale, adică o dreaptă, care are un origine. O, în drept origine avem 0. Are o săgeată care ne arată sensul pozitiv și, bineînțeles, nu trebuie să uităm niciodată de unitatea de măsură. Și vom reprezenta pe rând. Primul interval o să-l reprezentăm folosind culoarea roșie. Primul capăt este minus 5. Numărăm de la 0 înspre minus, adică opusul plus. Minus 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Al doilea capăt este 2. Este pozitiv de la 0 înspre plus. 1, 2. Intervalul nostru, minus 5, 2. Îl hașurăm cu roșu. Al doilea interval o să reprezentăm folosind culoarea verde. Este un pic mai simplu pentru că deja avem reprezentat primul capăt, adică pe 0,
Deci pornim de la 0 și al doilea capăt este 7, de la 0 înspre plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fix pe punct punem. Și așurăm în mod invers. Dacă vom face acest lucru, începând cu primele exerciții, să reprezentăm geometric de fiecare dată, o să observăm foarte ușor care sunt intervalele care ne rezultă. Prima, reuniunea. Pe exemplu, da? Privim axa numerelor și observăm. Reuniunea înseamnă toate elementele luate o singură dată. Deci și partea roșie și partea verde, toate luate o singură dată. Începe de la minus 5 și se termină la 7. Deci reuniunea minus 5, 2, închis, aici reunit cu 0, 7. Este egal cu minus 5, 7. Parantezele se păstrează. Deci când avem paranteză pătrată, rămâne paranteză pătrată. Când avem paranteză rotundă, rămâne paranteză rotundă. Adică pătrată închis, rotundă deschis. Intersecția. Minus 5, 2. Intersectat cu 0, 7. Este reprezentată de partea comună. Care este partea comună? Cea care este hașurată și cu roșu și cu verde. Deci între 0 și 2. 0, 2. La fel, rămân exact aceleași paranteze. Și am ajuns la diferență. Minus 5, 2, minus 0, 7. Bineînțeles că diferența este diferită între primul și al doilea și între al doilea și primul. Adică, dacă facem diferența între primul interval și al doilea interval, nu o să ne dea la fel dacă facem I2 minus I1. Pentru că, observăm, diferența dintre roșu și verde este partea care e doar roșie. Și anume de la minus 5 până la 0. Iar aici, parantezei pătrate, îi se opune paranteză rotundă. Pentru că 0 este inclus în verde. Deci doar partea roșie, pentru că ăsta este roșu. Și ne dă minus 5, 0. Acum, diferența dintre celălalt interval, 0, 7, minus intervalul, minus 5, 2, va fi la fel, doar partea verde, care începe de la 2 și se termină la 7. Sper că vă este de folos și pentru asta o să vă rog să faceți ca și temă 5 exerciții de acest fel. Deci, temă, 5 exerciții. La fel. Aștept să primesc temele voastre și o să vă spun dacă au fost sau nu corecte. În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să le puneți în comentariu. O zi bună!